almeno non si vede cosa mangia. Un kilogramm de făină. Așa, să pun așa aici. Un kilogram de făină. O făină pentru cozonac. Să fie uscățică, dacă e posibil. A mea nu este prea. Ia uitați. Când strângem, ar trebui să cadă. Vedeți? Trebuie să fie uscată, uscată, ca să fie bună. Așa. Avem 200 de smântână, 200 de lapte, 200 de miere, nu trebuie să scrieți nimic, 200 de unt, mai avem nevoie de 5 gălbenușuri, așa, de aroma noastră de mandarine, pasta noastră care am făcut-o, și este răcită. Și adăugăm cât este nevoie. Gustăm. O să avem nevoie cam de o linguriță de sare. 25 de grame de drojdie. Drojdie proaspătă. Și am mai adăugat și coajă de lămâie, ca să fie mai aromat. Puteți pune și rom, ce arome doriți. Și să începem. O să începem cu maiaua, să o facem la început. Și într-un vas o să punem drojdia noastră. O să rămân așa aici. O să adăugăm un vârf de linguriță de miere. Așa. Cam 2-3 linguri de lapte, să topim aici drojdia noastră. Să sperăm că drojdia este bună și o să crească. Așa. Și o să adăugăm puțină făină. Tot așa, o lingură, două de făină. Facem plămădeala noastră. Ia uitați, a ieșit ca o cremă. O lăsăm, o dăm deoparte și începem să unim toate ingredientele. Într-un vas. Sau puteți pune chiar și pe masă. Eu anul trecut, acasă cu părinții mei, am pus toată făina pe masă și am făcut o fântână în mijloc și apoi am adăugat câte puțin ingredientele. Sau puteți pur și simplu într-un vas le adăugați pe toate și adăugați făina. Așa. Și o să punem. O să le punem pe toate, unul câte unul. O să adăugăm gălbenușurile cu mierea. Amestecați bine toate ingredientele până se topește zahărul. Eu am mierea mea, este zahărisită. Și o amestecăm bine până se topește. Așa. Adăugăm și smântâna. Eu le adaug pe toate și le amestec bine. Așa. Și
Adaug și sarea. Așa. Adăugăm și coaja de lămâie. Puteți pune și aromă, esență de rom. Și acum, aroma noastră de pasta noastră de mandarini, o adăugăm treptat. Puțin câte puțin și gustăm. Eu am să adaug două lingurițe și apoi gustăm. Dacă credeți că încă nu este de ajuns de aromată, mai adăugăm puțin. Punem și puțin lapte. Avem câte 200 de grame din fiecare. Așa. Și începem. Începem să adăugăm făina. O să adăugăm așa puțin câte puțin. Între timp crește și mai iau. Așa. Am să gust aluatul să văd dacă este bun de aromat. Este bun, bun. Să mai adaug încă o linguriță. Și această pastă de mandarini o puteți adăuga și la cornulețe, și la checuri, la unde doriți. O conservați în frigider. Și acum amestecăm bine, 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 bine totul. Așa. Ia uitați maiaua noastră. Începe să facă bule, o mai lăsăm puțin, între timp mai amestecăm aici. Așa. Adăugăm și restul de lapte. Așa. Mai adaug încă puțină făină. Deci ne-a mai rămas de pus untul și cu maiaua. Imediat o să adăugăm și maiaua. Am să mai gust un pic să văd aluatul cum este. Este aromat, este bun. Drojdia. O să punem toată maiaua aici. Așa. Așa. Și acum amestecăm.
imediat o să-l punem pe masă, cozonacul. Ia să vedem untul. Vedeți, untul este la temperatura camerei, îl adăugăm așa în aluat. 200 de grame de unt. Așa. Și amestecăm. Iau să-l pun pe masă. Am să-l pun pe masă ca să lucrez mai bine. Acum o să începem. Să incorporăm bine făina și untul. Este un aluat care nu trebuie foarte mult lucrat, pentru că îl dăm la frigider imediat după ce terminăm. Îl lăsăm mai întâi să crească și după aceea îl dăm la frigider. Așa. Încă se simte untul în interior. Îl puteți pune și tu un pic topit untul. Untul nu se mai simte. Aluatul este aproape gata. Nu trebuie frământat prea mult. Doar atât cât intră făina în compoziția cu ouă, cu tot ce am pus noi. Și ați văzut, este foarte ușor de reținut. Am încercat să fac o rețetă foarte ușoară și să știți că este foarte bună. Așa. Vedeți, a intrat toată făina. Așa. Și aluatul nostru este gata. Ia uitați, eu acum îl pun într-un vas. Mi-am pregătit deja un vas. Îl puteți unge cu puțin unt. Aluatul este gata. Deci în momentul când nu se mai simte untul și sunt toate bine, bine, bine amestecate, punem în vas, ia uitați, acoperim cu folie, îl lăsească puțin și după aceea îl dăm la frigider până mâine dimineață. Pentru umplutură o să avem nevoie de 250 de grame de stafide. Ia uitați, eu am pus și mai mari și mai mici. Puteți pune și rahat. Eu le fac cu stafide, îmi place mai mult cu stafide. Așa, 100 de grame de nucă măcinată. Așa să se vadă. 100 de grame de ciocolată. Lapte fierbinte. Până așa aici, să se vadă. 30 de grame de cacao. Și esență de rom. Eu am două fiole de esență de rom.
ciocolata o fac bucățele, bucățele. Așa. Am nucă. La 100 de grame de nucă, punem 100 de mililitri de lapte fierbinte. Și amestecăm. Așa. Eu nu-l fac cu albușul la această rețetă. Vedeți? Cam așa vine. Și acum adăugăm toate ingredientele. Crema este foarte, umplutura este foarte simplă. Adaug cacao. 100 de 30 grame de cacao. Pun și esența de rom. Am pun două fiole. Așa, și amestecăm bine cacaua cu nuca, cu laptele. Laptele eu îl pun fierbinte. Să fie fierbinte laptele. Așa. Și acum adăugăm ciocolata și scafidele. Să vedem dacă ne încape. Așa. Și amestecăm bine. Umplutură. Așa. Și le adăugăm pe toate. În loc de stafide puteți pune rahat, dacă vă place rahatul. Eu pun stafide. Și nu le pun în... pun esența aici, în compoziție. Nu le pun cu esența sau nu le pun în sirop sau în apă să se înmoaie. Le pun așa. Așa. Aceasta este umplutura. Amestecăm așa bine totul. Asta este manotul de cozonac. Aici avem umplutura noastră. Am să presor puțină făinuță pe masă. Eu acesta îl fac cu făină, îl întind. Așa. Și am să pun coloana aluată. Să vedem cum a ieșit. Vedeți cum este? Ia uitați cozonacul aluatul. L-am scos dimineață, în jur de ora 6. Numai că el trebuie să stea să se încălzească la te, fiindcă el nu are temperatura camerii să crească. Durează. Așa. Trebuie să fie călduț, să fie la temperatură. Aici avem crema noastră. Ia uitați, s-a întărit. Dacă e nevoie să o faceți mai moale, puteți pune încă puțin lapte. Așa. Așa. Și cu sucitorul am să întind. Dacă este nevoie, puneți puțină făină pe masa de lucru. Să-mi fac loc aici. Să mă pot...
Așa. Aceasta este umplutura noastră. Și umplutura, gustați, dacă o vreți mai dulce, mai adăugați zahăr. Crema este plină de stafide, de ciocolată. Așa, încerc să o împart. Am pus stafidele foarte, foarte mari. Și bucăți mari de ciocolată. Așa, să punem și pe margine, așa aici. Așa. Și întoarcem. Închidem puțin la capet, așa. Este gata. Vedeți? Așa, să-l facem pe celălalt. Unul o parte, ca să împletim. Se vede, se vede, nu? Așa. În loc de stafide puteți pune și rahat. Mie îmi place cu stafide foarte mult. Și umplutura puteți o faceți și cu albușuri, cu... Așa. Acum întoarcem. Este gata. Unul este gata. O să-l lăsăm la crescut. Apoi o să-l ungem cu galbenuș de ou și cu puțin lapte. Să-l facem și pe al doilea.
Eu am făcut-o mai groasă umplutura. Puteți adăuga încă puțin lapte. Așa. Și acesta am să-l pun aici. Ia uitați-l. Așa. Și ne-au ieșit doi cozonacei. Îi lăsăm la crescut pe amândoi. Și o să-i decorăm. O să-i decorăm. Eu de data aceasta am să decorez cu zahăr granulat. Am revenit cu cozonacii, avem un gălbenuș, puțin lapte, zahăr granulat, un penson și acum o să ungem cozonacii. Peste gălbenuș o să punem puțin lapte, cam o lingură. Și amestecăm, vedeți? Amestecăm așa bine. Am amestecat și acum ungem. Ungem bine cozonacii cu gălbenuș. Așa. Cu gălbenuș și cu lapte. Îi dăm la cuptor primele 10 minute la 200 de grade și apoi scădem la 180. În altre 45-40, controlăm 50 de minute. Controlăm cu o scobitoare să vedem dacă s-au făcut. Ungem bine, bine. Așa. Așa, i-am uns bine. Și acum, cu aceste forme, vedeți? Forme de steluță, i-am să le pun deasupra și o să decorăm. O să decorăm cu zahăr granulat. Și am să încep de aici. Ia uite, am să pun o steluță și am să pun în interior. Așa. Și acum aici.
Le dăm la cuptor pe amândoi la 200 de grade, 10 minute și apoi gata, încă vreo 44 de cozonaci. O minunăție. Acum să tăiem, să vedem cum sunt și în interior. Așa. Și ia să vedem. Cum arată în interior. Uitați. Foș pe foș. Cozonaci cu multe stafide de data aceasta. Tăiat. Așa arată. Se vede cum arată. Făcut împreună cu cozonacul cu aluat opărit. Ia uitați-l cum arată. Așa, el așa a ieșit astăzi. Așa. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Avem 600 de făină. Două întregi, două gălbenușuri. Aici eu am optat pentru miere de albine și am pus circa 140-130 de miere, dar puteți pune 150 de grame de zahăr, 5 grame de sare, 55 de untură, 150 de unt, pastă de mandarine, puneți după gust, sau coajă de portocală, coajă de lămâie, esență de vanilie, ce aveți. 150 de lapte, 200, depinde cât de uscată este făina, și 15 grame de drojdie. Să punem 100 de lapte. Și punem pe foc să se încălzească. Aici cernem făina. Făina o încercați cu mânuța și dacă să vedeți cât este de uscată, o strângeți. Vedeți? Și dacă ea se desface, este uscată bine. Dacă rămâne, vedeți, a mea nu este chiar uscată bine. Mai rămâne strânsă. Ia uitați. Vedeți? Atunci știm cam cât lapte o să intre. 30 de grame de făină. Și o să punem aici în... Așa, cam o lingură. Și opărim făina cu laptele și amestecăm așa bine. Apoi o lăsăm să se răcească și adăugăm drojdia. Și dacă vă duceți pe canalul meu de YouTube, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase, cine dorește, eu în comentarii pot să las rețetele. Am circa 16 rețete de cozonac și cu și acesta cu aluat opărit și fără aluat opărit și cu ouă întregi și fără frământare și cu frământare multă și cu foarte multe gălbenușuri și cu gălbenușuri și doar din albușuri făcut în loc. Fără gălbenușuri, un cozonac simplu, foarte, foarte bun. Și cozonacul cu cacao umplut cu cremă de cu nucă de cocos. Într-un bol, o să pastă de mandarine și am să o pun aici ca să se topească. O să punem ouăle, gălbenușurile. Mierea. V-am spus, cine nu dorește să pună miere, pune 150 de grame de zahăr. Mierea este opțional. Așa. Și punem și sarea. Să se topească aici bine, bine.
amestec o linguriță de zahăr. Eu o pun așa cu mânuța aici. Când punem drojdia, să zic aici, am opărit făina cu lapte și am pus cam o linguriță de zahăr. Și urmează să punem drojdia. Așa. Am să pun la topit și untul și contura. Și să ungeți, să ungeți tăvile cu untură, să vedeți ce fragiți rămân mai mult timp. O să le pun așa aici. Aici am 15 grame de drojdie și am să o pun așa aici, în interior. Puteți pune și 25 de grame, dacă vă este teamă că nu crește. Așa. Și amestecăm așa bine drojdia. Să se topească. Și lăsăm puțin să crească. Și pentru umplutura am luat 200 de nucă, 100 de lapte fierbinte peste. O să punem cam, după gust, 100-150 de zahăr. Eu am să pun o lingură, două de miere. Dacă dorim, putem pune și cacao. Circa 30, 40, 50 de grame de cacao, cât de neagră o doriți și de concentrată. Esență de rom. Și două albușuri care ne-au rămas de la găbenușuri. Le-a fiert. Și punem aici peste. Și amestecăm. Am să pun și mierea sau zahărul, ce doriți. Miere. De miere am pus. Și gustați, crema o gustați, vă puneți zahărul cât credeți că doriți să fie de dulce. Așa, și dăm deoparte. Și amestecăm. Miere se topește acum. și compoziția, și aluatul, deci eu îl las până mâine. Și mâine dăm la cuptor împreună. Să punem și cacao. De cacao am pus. Dau deoparte. Punem esența de rom. Două fiole. Și cum s-a răcit un pic, punem albușurile. Ca să mai secăm așa bine. Punem și albușurile. Deci aveți grijă să nu fie fierbinte, fierbinte, să faceți omletă. Și amestecăm. Acoperim cu folie. Crema este gata. Să punem drojdia. Ne uitați cum se vede. Se vede cum a crescut? S-a făcut ca o spumică. Aici avem drojdia. Acum punem compoziția noastră de ou. Și amestecăm. Am să pun și restul de lapte. Puțină untură. Și acum frământăm cu untură și cu untul nostru. Frământăm bine, bine.
robot, poate face și la robot această operație. Îl pune. Mai punem încă puțin unt. Și cum v-am spus, ungeți stăvile cu untură ca să rămână fragezi și nu se usucă. Îl batem încet și îl împăturim. Vedeți? Așa. Asta e. S-a oprit video, cred că internetul nu merge așa de bine. Acum am să pun aici crema sărăcit. Le dăm, eu le dau la frigider până mâine dimineață. Ia uitați, crema deja s-a întărit. Vedeți? Aceasta este crema. Aluatul ăla avem aici. Acum le acopăr cu folie pe amândouă. Vedeți? Așa. Și dau la frigider. Până mâine dimineață. În acest timp aluatul se odihnește și o să-l lucrăm foarte, foarte bine mâine dimineață. Și îl scoatem. Ne trezim la 5, la 4, la 3 de noapte. Îl scoatem și îl lăsăm la temperatura camerei. Se încălzească și după aceea îl facem. Cine dorește poate pune și rahat. Le dăm la frigider până mâine dimineață. Să avem nevoie de puțină untură. Vedeți, am să iau și am să mâng tava. Așa. Am iubit aceste tări. Aceste foi și am să pun una aici și una aici. Și această foaie o punem pe mijloc, așa. Și aici am aluatul de aseară care l-am făcut ieri. Eu dimineața l-am scos din frigider și având în vedere că el este foarte rece, are untură, are mai unt în interior, eu l-am lăsat să se încălzească, apoi l-am frământat bine, bine, bine ca să se încălzească untură, untul și după aceea a crescut. Ia uitați-l cum arată. Vedeți? Așa. Și îl punem aici pe masă. Și eu cred că o să-mi ajungă aici în tavă pentru un cozonac și am să-l împart așa în două. Ia uitați aluatul cum arată, vedeți? Așa. Și îl împărțim așa în două. Aici avem crema noastră umplutura, făcută tot de aseară și ținută la frigider și scoasă dimineața să nu fie rece. Așa, ce frumos miroase. Așa. Și acum am să dau ușa deoparte. O să întindem mai întâi unul și pe urmă pe celălalt. Puteți întinde și cu sucitorul, dacă doriți. Așa, puneți puțină făină. Așa. Ia să vedem dacă nu mi se lipește, nu se lipește. Așa, ia să vedem. Și punem jumătate din umplutură. Așa. Punem jumătate din umplutura noastră.
întindem. Eu am lăsat nuca puțin mai mare, măcinat un pic mai mare de data aceasta. Nu mai pun nici stafide și nici rahat. Pun doar cu nucă. Și acum întoarcem. Întoarcem așa, încet. Și avem prima foaie. Strângem așa pe margine aici și o să întindem pe cealaltă. Întindem așa cu mânuțele și punem cealaltă umplutură. Așa. Și acum răsucim. Încet. Este foarte moale aluatul. Este pufos, pufos. Așa. Apoi o să-l dăm cu gălbenuș și cu puțin lapte. Așa. Și lăsăm la crescut acum. Ia uitați, o să iasă un cozonac mare, mare. Așa. Îl dau deoparte. Aici am un nou. Amestecăm așa bine gălbenușul nostru. Și ungem cozonacul. Așa. Lungem bine, bine peste tot. Eu am să-i pun și niște nuci deasupra. Acum am să pun și nucă. Ia uitați, miez de nucă. Punem așa deasupra. Este prăjită nuca mea. Așa. Așa. Și acum mai ungem puțin cu ou, așa, pe lângă. Ia uitați, îl lăsăm să mai crească. Este moale, moale, moale. Așa. Ia uitați cum arată. Așa, astăzi mi-a ieșit așa. Mi-a ieșit. Ia uitați-l. Astăzi mi-a ieșit așa. Cum arată în interior. Tăiat. Așa arată. Se vede? Așa. Ia uitați-l. Cum arată. Făcut împreună cu voi cozonacul. Așa. Așa. Sper să nu fac pozne. Așa arată, cu aluatul părit. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă doresc. Ne vedem pe următoarele rețete.
Vă pup dulce și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. La revedere! Sărbători fericite!